Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ilie Năstase este ultimul român suspendat și amendat după o anchetă Sport Resolutions. Tribunalul independent londonez care a avut ancheta pe Simona Halep pentru cazul de dopaj în care e implicată. Simona Halep va fi audiată de un complet de 3 arbitri care sunt dintre cei mai tari experți mondiali în domeniile lor de excelență, juriști, cercetători, oameni de știință, bioimiști, medici. Arbitrii care o vor judeca pe Halep sunt persoane independente cu experiență în zona de sport și de antidoping sau somități științifice. Cei 3 membri ai panelului vor fi aleși din listă de 300 de specialiști. Toți membrii din panel sunt independenți față de cele două părți. Nu au nicio legătură, nici cu Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, nici cu Halep, fără a fi considerat o persoană rasistă. Remarci legate de copilul Serenei Williams, cafea cu lapte. Năstase a trebuit să achite o amendă de $20.000. Halep urmează exact strategia adoptată de Năstase care, de exemplu, la apel a fost consiliat și reprezentat de 6 experți ai firmei de avocatură Pelfilip. Halep a adoptat încă o tactică a apărării care a fost asă în mâneca lui Năstase. Acesta a adus în fața curții avocați pledanți specializați în dispute sportive. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.